Pace și multă binecuvântare. Soțul meu mi-a dat întâietate, dar nu eu o să vorbesc mult astăzi. O să vorbească Domnul prin soțul meu, însă am ceva să împărtășesc, însă nu înainte să spun că sunt de-a dreptul copleșită de bunătatea lui Dumnezeu și de modul în care Dumnezeu lucrează. Dumnezeul nostru este minunat, este extraordinar și doar Duhul lui Dumnezeu este Cel care poate să ne unească într-un fel. E ca și cum v-aș fi cunoscut de din totdeauna pe fiecare. Și stau să mă gândesc că nu ne-am cunoscut neapărat. Duhul lui Dumnezeu e Cel care face diferența în cei care sunt ai lui Dumnezeu, cum zice, dragostea lui Hristos ne strânge, Duhul lui Dumnezeu ne pune împreună. Ceea ce și vreau să vă salut pe fiecare și să vă mulțumesc că ne-ați primit cu, cu atâta căldură, cu atâta drag, Domnul să vă binecuvinteze. Astăzi va fi un moment special în care vrem să învățăm cum să învățăm, să ne amintim cum să fim mai buni în relația unul cu altul, soț, soție, copii, chiar nici nu știu 100% ceea ce soțul meu va vorbi, însă mie Dumnezeu mi-a pus pe inimă și sunt convinsă că-i Duhul lui Dumnezeu, mi-a pus pe inimă să împărtășesc ceva scurt și mi-a venit în minte acel verset, cum răspunde din proverbe, cum răspunde în apă, fața la față, așa răspunde inima omului, inimii omului. Și mai este un alt verset care zice, ce voiți să vă facă voi oamenii, și aici aplicăm soț, soție, da? Ceea ce doresc să-mi facă mie soțul, să-i fac eu mai întâi. Indiferent că e vorba de o vorbă, indiferent că e vorba de modul în care îl tratezi, indiferent că e vorba de uh, uh, slujiri care le fac față de el, ceea ce aștept de la el, eu să-i fac mai întâi. Sunt două versete pe care Domnul mi le-a pus pe inimă și... Aș putea zice că în ultimele zile m-am tot rugat și am zis, Doamne, uh, pentru că soțul a zis, vreau și tu să împărtășești ceva. Și am zis, Doamne, vreau să-mi să spui ce vrei să împărtășesc cu frații și cu surorile mele. Și Domnul mi-a zis, spune-le să se iubească, spune-le să se prețuiască, spune-le să uh, se respecte unul pe altul. Este așa de trist. Cred că e unul dintre cele mai triste lucruri pe care le-am întâlnit în. Uh, în viața de creștin să aud despre multe cupluri că sunt minunați, separați ca și persoane, dar atunci când vin împreună sunt foarte multe conflicte. Și Duhul Domnului mi-a zis să spunele copiilor mei, ceea ce doresc să primească de la celălalt, să facă ei mai întâi. Și vreau să fiu mai practică. Uh, îmi place să fiu practică, îmi place să nu vorbesc doar vorbe, îmi place să-mi să spun mie întâi și apoi dacă pot să spun la alții. Uh, fiul nostru tocmai s-a uh, căsătorit, de asta suntem, în primul rând, în Statele Unite și, uh, printre altele, îl sfătuiam și ziceam uh, și eu și Milo, pentru că. El așa a zis că suntem un model pentru el, și chiar pe tatăl lui l-a luat ca exemplu. și uh, Știți cum e căsătoria? Știți, chiar și atunci când sunt prieteni, tot mai sunt, uh, și mai ales la început de căsătorie, încep frecușuri destul de multe, până se. Și uh, îl sfătuiam și ziceam, Titus. Să nu uiți niciodată că atunci când te căsătorești cu o persoană, te căsătorești cu lucrurile pentru care vrei să te căsătorești sau pentru faptul că o iubești și ai văzut ceva extraordinar în persoana aia. Dar la pachet vine și partea cealaltă care te scoate din minți și care te face să uh, uh, te duci să nu mai vezi, să nu mai auzi. E adevărat, cred că uh, suntem realiști, nu? Sau la dumneavoastră nu se întâmplă. La, la, la fiecare, suntem căsătoriți, în, în august o să avem 25 de ani de când suntem căsătoriți și uh, n -n, ca și în cer, pe flor nu poți fi dus așa și cu o uh, uh, căsătorie. Uh, un alt sfat și am zis la uh, copilul nostru, i-am zis căsătoria e ca o grădină. Buruienile cresc de la sine, lucrurile rele, cearta, uh, uh, orice lucru rău crește de la sine. Dar ca să ai o grădină frumoasă, să ai o căsătorie frumoasă, trebuie să lucrezi. În mod voit, trebuie să smulgi buruienile, trebuie să o faci să fie frumoasă. Și uh, ceea ce vreau să vă împărtășesc, dragii mei și dragele mele. Pe aceasta să ne concentrăm. Uh, cum am zis, nu știu exact ce va împărtăși soțul meu, cred că Domnul va vorbi, dar asta am avut eu pe inimă. Și încă un lucru și mai practic, ca să mergem acolo, pe mine m-a ajutat de-a lungul căsătoriei mele să îmi fac listă cu laturile pozitive și mai ales când ești nervoasă pe soț sau nervos pe soție, e bine să-ți faci o listă, chiar să o scrii jos și să-ți amintești de ce te-ai căsătorit, ce ți-a plăcut la persoana aia sau ce lucruri bune are, pentru care chiar ai vrut și i-ai spus da, până la sfârșit, până la capăt, da, uh, și să-ți le pui în față și să le verbalizezi dacă poți cât de mult și să-i spui la persoana respectivă, te iubesc, tu ești cel mai minunat, tu și nu doar generalități, tu ești cel mai minunat, uh, te iubesc pentru că aduci Bani în casa mea, pentru că, și nu zic de materialism, dar sunt fiecare, uh, are pentru că tu uh, mă faci fericită. Nu știu, sunt multe lucruri pe care poți să le spui acolo. Uh, tu mă ajuți când sunt la greu. Uh, nu vreau să mă lungesc mult, dar vreau să mai spun și asta. Cred că în momentul uh, cel mai uh, jos în care. Am descoperit cât de mult mă iubește soțul meu. A fost uh, în 2018, când împreună am trecut prin Valea Umbrei Morții. Atunci, când uh, am, am crezut că o să trec dincolo, și când m-am luptat cu uh, chimioterapie și cu toate uh, lucrurile, uh, și l-am văzut că practic și universul lui s-a clătinat datorită faptului că s-a gândit că există riscul sau oricând putem pleca oricine, am realizat că în momentele grele atunci vezi cine este cu adevărat cel de lângă tine. De aceea vă rog din suflet, faceți-vă o listă, Faceți-o și cu calitățile rele, eventual doar ca să le discutați, dar nu ca și reproș, ci ca să le discutați când stați la o cafea. Uite, dragul meu, uite, draga mea, asta chiar nu-mi place la tine. Mi-aș dori să te schimbi. Nu vă garantez că o să se schimbe, că uh, sunt lucruri care le ducem cu noi poate toată viața. Dar cu toate astea, eu știu că îl iubesc pe soțul meu, Chiar dacă nu face lucrurile exact așa cum vreau eu, și uh, când vreau eu, și uh, da, cele bune să se adune, cele rele să se spele, e vorba românească. Uh, dacă aveți de ale negative, ar fi fain să fie lista mai scurtă cu negative și mai lungă cu pozitive. Și alea pozitive, puneți vile undeva în Biblie, uh, nu știu, undeva. V-am zis, pe mine m-a ajutat foarte mult și de mai multe ori mi-am făcut liste uh, cu lucrurile pozitive prin care să mi-amintesc în momentele grele, în momentele în care, cum v-am zis, te scoate din minți și vrei să renunți și vrei să pleci și vrei, eu știu, fiecare are momentele lui. În momentele alea, când vezi lucrurile pozitive, îți amintești de ce contează așa de mult cel de lângă tine și chiar e bine să îi le și spui, cum v-am zis. Cum răspunde în apă, față la față, așa răspunde inima omului, inimii omului. Dacă eu îi spun cuvinte uh, frumoase, dacă eu fac gesturi bune față de soțul meu, se va reflecta spre mine înapoi asta. Și dacă nu, și cealaltă se va reflecta, da? Uh, și ceea ce voi să vă facă voi oamenii, faceți-le voi mai întâi. Domnul să vă binecuvinteze, predau microfonul, fiți mult, mult, mult binecuvântați. Vă iubesc și știu că nu suntem noi mai buni ca dumneavoastră ca să venim aici să vă dăm sfaturi, dar dacă am hotărât să fim împreună, credem că Duhului Dumnezeu ne va vorbi fiecăruia. Eu, în primul rând, îmi vorbesc mie, v-am zis, să fiți mult binecuvântați. Aleluia! Binecuvântat să fie Domnul! Mă bucur foarte mult că a venit și clipa aceasta, preubiților. Este o mare, o mare bucurie pentru noi să fim împreună cu fiecare dintre voi și așa cum ne mai place să spunem, acum voi adresa în primul rând zumiștilor, hei, e o cinste pe care Domnul ne-a rânduit-o să fim aici. E o reală binecuvântare și percep în Duhul meu că e construită deja o stare de spirit pe care putem să clădim mai departe. De aceea și în seara aceasta, Duhul Sfânt este prezent aici să-și facă lucrarea. Vine Binecuvântat să fie Domnul! Frate Buia, mă bucur să fiu aici în această seară împreună cu soția mea. Cred că prin anul 2000-2001 la să ne-am întâlnit, pregăteam niște planuri să plecăm misionari în Serbia, să ne mutăm pentru Perioada nedeterminată, însă Duhul Sfânt a avut cu totul și cu totul altceva. A vrut să ne focalizeze pe Oltenia, să ne focalizeze pe lucrarea pe care o avea de realizat în toți anii aceștia și cred că încă nu a terminat cu noi. Încă mai are Domnul de împlinit. Slujim în plantarea de biserici de 25 de ani. Suntem, eu sunt din Timișoara, soția mea este de pe Mediagul Olteniei, dar ne-am întâlnit în Timișoara și acolo am înțeles de la Domnul ca să plecăm pe câmpul de misiune pentru lucrarea aceasta misionară de plantare de biserici. Și mulțumim Tatălui Ceresc că a început lucrarea pas cu pas, să se extindă de la una, la două, la trei, la patru, lista continuă. Dumnezeu ne-a ajutat să clădim ceva care este cu conotație eternă. De aceea, ori de câte ori investim în ceva ce să rămână, asta înseamnă să investești în lucrarea Împăratului Hristos. Binecuvântat să fie, Domnul! Da, este o onoare să fim împreună, Dumnezeu a canalizat această zi, sunt fer convins încă mult înainte de momentul în care noi să convenim venirea noastră la Michigan. Dumnezeu este Cel care știe cum să așeze agenda fiecărui lucru și pregătește pe fiecare om la locul și timpul potrivit pentru lucrările specifice. Uh, Împreună cu familiile cu care ne-am apropiat, n-aș vrea să pierd pe cineva din, din, a, din a minti aici, pentru că fiecare aveți valoare, scumpilor, dar așa cum Duhul Sfânt ne-a conectat pe lucrarea aceasta rugăciune fără frontiere, eu și Nina am perceput că suntem într-un mediu unde nu doar să slujim, ci suntem într-un mediu unde suntem slujiți. Suntem slujiți și încă îmbăiați din punct de vedere spiritual, din abundență, prin toată lucrarea care se face. De aceea binecuvântăm pe Dumnezeu că El a găsit cu cale, chiar și în aceste vremuri mai dificile, să orchestreze lucrurile în așa fel încât oameni de pe mapamond, vorbitori de limbă română, într-un mod special, conectați într-un mănunchi, da, conectați într-un mănunchi, înălțându-și glasurile și se experimentează puterea lui Dumnezeu într-o formă minunată, supranaturalul e în mișcare. Și îmi place mult, îmi place mult când Dumnezeu se mișcă. Mai e cineva care îi place? Duhul Sfânt este Cel care este într-o continuă mișcare, binecuvântat să fie Domnul. Haleluia, haleluia, haleluia. Mi-aduc aminte de fratele Buia când a tradus pe Reinhard Bonche pe stadion la Timișoara și plin de zel exprima acest haleluia. Întotdeauna mi-a plăcut acel haleluia. Să știi, frate, că l-am păstrat în mintea și în inima mea. Da. Ok, seara aceasta este o seară în care vreau să construim cumva împreună uh, acea conectare în ceea ce știm că și sărbătorim, nu doar într-o acțiune de a ne aduce aminte uh, despre ce s-a întâmplat în urmă cu uh, mii de ani, vorbind despre Cinzecime, ci este o stare la prezent. Biserica Pedicostală experimentează acest lucru la prezent. Cei care cred în umplerea în Duhul Sfânt ei sunt la un prezent. Cinzecimea este prezentă și în această seară aș vrea să vedem cum putem aduce cinzecimea în viața de familie. Duhul Sfânt mi-a vorbit despre importanța a ceea ce înseamnă să aprinzi altare sfinte în casă. Sunt multe învățători și eu atât am stat conectat căutând să înțeleg de la Domnul ce avem astăzi, ce avem astăzi de, de, de pus pe masă. Așa am zis, Ducule Sfânt, ce este astăzi de pus pe masă? Mă gândisem la multele notițe sevuite acolo în folderele de pe computer și Domnul zice, am ceva mai, mai diferit decât ai învățat mulți ani în urmă. Vreau să duci mesajul aprinderii altarelor în familie. Putem să vorbim despre metodologii multiple. Putem să vorbim despre strategii diferite pe care să le aplicăm și sunt foarte binevenite. Eu cred că Dumnezeu este un super proiectant și nimeni nu poate întrece în această formă unică, extraordinară. A proiectat toate lucrurile văzute și cele nevăzute, dar printre care a proiectat și familia. Și familia, ca să funcționeze, ea nu poate să iese din parametrii celui care a proiectat-o. De aceea, dacă se caută metode, dacă se caută variante prin care să dăm impuls familiei, mai ales în această vreme când vorbim despre o scuturare din temelie a ceea ce înseamnă familia. Familia este încercată în aceste vremuri. Dacă ne ducem în urmă, în vremurile Imperiului Roman, în urmă cu aproximativ 2000 de ani sau în vremurile Sodomei și Gomorei, au mai existat anumite evenimente ciclice referindu-ne la aceasta. Dar parcă, cum citesc eu în istorie și cum trăiesc astăzi și văzând ce se întâmplă și cazurile, situațiile care vin la consiliere și felul în care ne implicăm, percepem că familia este puternic, scuturată din temelie și înfășurată chiar lesne spre a fi clătinată și dărâmată. De aceea, astăzi vreau să vorbesc despre această importanță a imersării familiei în prezența și lucrarea Duhului Sfânt. Se vorbește despre botezul în Duhul Sfânt în biserică, se vorbește despre darurile Duhului Sfânt în biserică, se vorbește despre multe experiențe și minuni ale Duhului Sfânt care le face în biserică. Însă, am înțeles acest aspect referitor la familie. Familia nu poate să-și atingă cotele proiectantului. Dacă nu este imersată, scufundată, pătrunsă în prezența Duhului Sfânt. Din nefericire, și fac această paranteză spunând, am cunoscut suficient de multe cupluri care nu se roagă împreună, care n-au părtășia împreună, care n-au altarul împreună și sunt disfuncționalități la nivelul Duhului, pentru că familia este triunitară. Ea trebuie să fie, când vorbim despre relația soț soție este nevoie de o relație triunitară. E nevoie de, de unitate la nivelul Duhului, apoi este vorba de unitate la nivelul sufletului și de-abia în al treilea rând se realizează unirea fizică. Însă dacă Inversăm prioritățile, atunci încălcăm exact cum sunt și normele teologice, vorbind despre ființa omenească, unde Duhul, Sufletul și, om, și Trupul sunt în ordinea care trebuie, și dacă nu este forma corectă a conducerii, atunci se creează acele hazarde. Însă, din punct de vedere al împlinirii vieții de familie și de a ajunge la acel nivel al abundenței, a felului în care proiectantul divin a stabilit-o, este că ea trebuie să fie imersată în prezența Duhului Sfânt. Altarul în familie trebuie aprins și jertfa închinării din abundență practicată. Lucrul acesta am observat în relația so-soție dintre mine și Nina, este că atunci când am fost pe poziție din punct de vedere spiritual, am înregistrat recorduri binecuvântări care Dumnezeu le-a lăsat, le-a plasat peste noi, peste casa noastră. Și ori de câte ori, nu neapărat într-o formă voită, ci într-o formă distrasă, pentru că sunt multiple căi prin care ești distras de la lucrurile esențiale și dus înspre unele puncte care îți dezechilibrează viața de familie. Munca este unul din lucrurile care e o necesitate. Nu muncești, nu ai cum să trăiești. Ok? Putem să spunem altceva, chiar un, un, un hobby, o stare de a te odihni într-o formă anume. Și, ea este, și acesta este binevenit pentru viața de familie ca să aibă stabilitate. Dar trecând în extreme, creezi dezechilibre. Crezi dezechilibre relaționale, financiare și etc. Însă, atunci când vorbim despre familia care stă pe podium, vorbim despre familia care a învățat cum să umble cu Dumnezeu la nivelul unui singur trup. Observați, acesta este nivelul sau să spunem apogeul planului Divin. N-a vorbit despre două persoane. Care trăiesc într-o formă separată și își împart cumva inclusiv casa, și se întâlnesc când au nevoie unul de altul în anumite conjucturi conjugale, ci este vorba de ceva inseparabil. Proiectantul a privit familia ca o formă inseparabilă din doi să facă unul. Haleluia! Și în acești doi a mai a mai pus prezența lui să formeze funia împletită în trei, care să nu, să nu poată fi ruptă. Acum, n-am mai întâlnit în nicio altă conjunctură decât atunci când vorbește Apostolul Pavel despre taina familie-biserică. Când aduci în evidență și dacă căutați să vedeți FSN, capitolul 5, forma prin care Apostolul Pavel aduce această revelație a înțelegerii despre familie și cum o conectează înspre a vorbi despre taina bisericii, putem să spunem că doar într-un singur loc mai se poate realiza această unitate desăvârșită și Hristos a mărturisit despre sine că El și Tatăl sunt una. Și rugăciunea din Ioan 17 a spus: Ca și ei să fie una, da? precum noi suntem, și se realizează unirea dintre Hristos și Biserica. Unirea dintre Hristos și Biserică este punctul suprem, unii o definesc ca fiind cea de-a doua instituție. Eu spun că familia este instituția divină și pe ea este cimentată și Biserica, pe ea este fondată și Biserica. Însă, haideți să o luăm și din punctul acesta de vedere. Și Creerea acestui segment de unicitate este o necesitate absolută pentru a vorbi despre familii creștine, funcționale, potrivit cu felul în care proiectantul le-a stabilit norma de a funcționa. Divorțul în vremurile acestea, din nefericire, a ajuns destul de puternic și în segmentul bisericesc, vorbind despre mișcarea neoprotestantă, mișcarea evanghelică, unde în urmă cu vreme, dacă vorbeam acum 20 și aproape 30 de ani, despre lucrul acesta era să nu vorbim despre așa ceva în biserică. Să nu vorbim despre așa ceva în biserică. Așa ceva din... Observați, de ce s-a ajuns la acest nivel de instabilitate? Este că posibil metodologiile au fost căutate, s-au căutat metode, s-au căutat anumite principii, anumite valori, cumva, dar s-a pierdut esența. O familie nu poate funcționa abundență dacă nu are prezența Duhului Sfânt. O familie nu poate și nu are de-a face că ești baptist, pentecostal, că ești nu pe Evanghelie, nu, 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 nu. Are de-a face dacă ești copil al lui Dumnezeu. Și dacă ești copil al lui Dumnezeu, trebuie să pricep lucrul acesta. Domnul Isus Hristos i-a spus femeii samaritene: I-a spus așa. Ioan capitolul 4, versetul 10. Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice dăm să beau, tu singură ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat să bei apă vie. Femeia samaritiancă avea o familie în ghinimele, disfuncțional complet, discutăm, nu? Era Forma care o observăm astăzi destul de mult împrumutată și parcă începe să intre în trend tipologia acestui spirit practicat și în vremurile în care Domnul Isus Hristos lucrea pe pământ, femeia samaritiancă se tala cu religia ei, se tala cu ritualurile ei, vorbea despre actele ei de închinare, Vorbea despre o fântână specială de unde se adăpa chiar cu apa strămoșilor. Vorbea despre un loc al perfecțiunii unde oamenii considerau că dacă se duc în locul acela al închinării se desăvârșesc. Sună ceva subcultural să spun în segmentul religios? Da, Există lucrul acesta. Oameni care gândesc: dacă mă voi duce în locul cu tare, voi experimenta asta și totul se va face bine. Dacă mă voi atinge de o sămintele cu tare, dacă mă voi atinge de crucea cu tare sau de mormântul cu tare, dacă voi ajunge. Oamenii caută aceste surogate în dorința lor de a-și poziționa viața și chiar viața de familie sub o direcție bună. Însă, este o căutare greșită. Dumnezeu a vorbit despre Duhul Său că nu va rămâne pur în om. Însă spune că în vremurile din urmă va restabili ceva. Va veni într-o stare de imersare a omului în prezența Duhului Sfânt. Face, face diferență pentru, pentru mine scumpilor. Da? Deci una este că mulți spun și pun întrebarea, ai Duhul Sfânt? Și am spun, da, am, pentru că am primit când am crezut, am, am, am primit când am început să vorbesc în alte limbi. Nu intru acum în teologia aceasta. Însă, pentru mine, de a experimenta acel botez în Duhul Sfânt și de a fi imersat în Duhul Sfânt, face o mare diferență. De ce? Pentru că imersarea... În prezența Duhului Sfânt înseamnă o stare dependentă de Dumnezeu. O stare în care mișcările mele toate sunt în prezența Lui. Este ca și atunci când am intrat în apă, da? Apa a trecut deja în nivelul la care pot să ating eu cu picioarele, și dacă nu încep să not, ce fac? Mă scufund, mă nec, mă prăbușesc. Ok? În momentul în care ești imersat în prezența Duhului Sfânt nu vrei să mai acționezi în forma firească. Omul care este plin de Duhul lui Dumnezeu reacționează în mișcarea Duhului. Vrei căsnicie binecuvântată? Vrei căsnicie cu mai puține conflicte? Adică când spun mai puține este pentru că trebuie să lucrezi dezlipirea aceasta de firescul. Nu se întâmplă totul așa. Că am mai spus mult, spun da, dar așa spune Biblia, că pentru cel ce este întors la Domnul toate lucrurile s-au făcut noi. Și eu mereu spun, s-au făcut noi, dar s-au făcut noi în lumea spirituală. Iar ca să devină reale în Ființa Ta, este nevoie să le iei de acolo, prin credință, și să le plantezi în lăuntrul tău, cum spunea și toția mea despre a cultiva principiile, valorile uh, uh, lucrărilor lui Dumnezeu în lăuntrul tău și atunci, da, ele se transformă în acea viață nouă. Ne întoarcem înapoi și vorbim despre familia scufundată în prezența Duhului Sfânt. Samaritianca nu cunoștea acest concept, nu cunoștea acest principiu. Ea își cunoștea segmentul ei religios și era satisfăcută de segmentul ei religios, chiar dacă trăia într-o dezordine și ajunsese la al câtelea bărbat. Cinci și nici pe cel pe care îl avea nu era al ei deci era o parte prin care, iată, câtă religie și cât fanatism religios la un moment dat, pentru că localizase atât de puternic punctele uh, cardinale ale religiei ei, fântâna, muntele, uh, ritualurile, încât se vedea super bine și, cu toate că trăia în haos. Sună ceva cunoscut? Vorbim nu despre cei prezenți și nici despre cei care urmăresc pe online. Vorbim despre ceva general. Este este o practică a prezentului când oamenii se ascund în spatele religiei, cu toate că unii au atât de subțire religia încât se văd complet, dar ei toți se ascund în spatele religiei și se consideră că sunt bine așa cum sunt. Ei, preubiții mei, dacă biserica în această vreme nu-și stabilește corect etalonul, își asumă riscuri imense pentru generația descendentă. Biserica în această vreme e chemată să ridice nivelul etalonului principal la felul în care Creatorul a conceput funcționarea familiei, vorbind în primul rând despre viața de familie. Dacă vrem să predăm ceva copiilor noștri de aici mai departe, este să-i învățăm cum să. Devină imersați în prezența Duhului Sfânt și să umble în această stare de prezență divină dacă este să străbată vremurile care urmează să vină. Pentru că, chiar dacă se vorbește într-o formă prosperă despre vremurile viitoare, Biblia ne vorbește că vremurile din urmă nu sunt vremuri ușoare. Și Biserica lui Hristos deja percepe, are senzorii deja punctați pe faptul că a intrat în sezonul vremurilor grele. Vremea aceasta este o vreme profetică. Și dacă predăm ștafeta descendenților, trebuie predată în această formă dumnezeiască să-i cuprindă prezența lui Dumnezeu. Să-i cuprindă prezența lui Dumnezeu. De aceea, a vorbit Domnul că în vremurile din urmă fiii voștri și fiicele voastre vor intra în acea abundență, parafrazez puțin ce spune Ioel, vor intra în acea abundență în care Duhul Sfânt se va mișca în ei, prin ei. Și vorbește și despre fii, despre feciori, despre tineri. Da? Vorbește despre generația tânără. Nu vă mulțumiți, scumpilor, prin faptul că îi vedeți activi la un instrument cântând, și zici, aleluia, copilul meu, așa de bun, așa de bine, așa de bine, îi sta acolo la instrument. Sau faptul că face o, o anumită lucrare într-un departament. E foarte bine! E foarte bine! Și mai ca Tereza a făcut multe lucrări și mulți alții. Putem să vorbim despre oameni care au donat zeci de mii de oameni și au pus împreună și așa mai departe. Însă, dacă vrem să ducem generația următoare într-o stare abundenței prezenței lui Dumnezeu, asta înseamnă. Că trebuie să vadă practica în noi. Noi suntem cei care predăm ștafeta. Și Domnul i-a spus lui Avram, și găsim lucrul acesta în Geneza, capitolul 12. Atunci când îl cheamă și Avram răspunde, și atunci când Avram pășește în actul credinței, în chemarea pe care Domnul i-a dat, i-a spus așa: Te voi binecuvânta și te voi face o binecuvântare. Și familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Iată, un act al lucrării în, în, în forma în care ducem ștafeta spre descendenți. Mă întorc înapoi spre această lucrare pe care Domnul Isus Hristos a făcut-o în dreptul femeii samaritence. Și aici este punctul, din nou, pe care voi voi insista și spune oricui va bea din apa pe care i-o voi da eu, versetul 14 din Ioan 4, oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în viac nu-i va fi sete, ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viață veșnică. Haleluia! Această lucrare dumnezeiască a prezenței lui Dumnezeu pe care uh, o, o instaura Domnul Iisus Hristos în viața femeii samaritence este nevoia absolută a omului zilelor noastre. Atât a omului bisericesc, cât și a omului non-bisericesc. Această lucrare dumnezeiască este nevoie să se amplifice în poporul lui Dumnezeu și scumpilor. Vreau în această zi să vă spun în dragostea lui Hristos, această lucrare nu se activează la superlativ doar predicându-se de aici și cei din sală să spună un amin, nu doar în forma aceasta, ci asta începe de la nivelul la care te afli astăzi să continui să clădești în mod personal umblarea cu Dumnezeu în această stare de imersare. În această stare de imersare să începi să construiești umblarea cu Dumnezeu. Nu se întâmplă lucrurile cu ușurință și nici nu se vor întâmpla de la sine. Mereu mi-a atras atenția felul în care Solomon a împlinit ceva glorios. Noi citim în câteva minute ceea ce Solomon a împlinit într-o într perioadă. Era, a fost o decadă de timp. Solomon spune cuvântul lui Dumnezeu că a adus o multitudine de șerfe. Să nu luăm cu simplitate momentul atingerii noastre de Hristos. Chiar dacă Hristos este înăuntru nostru, această explozie, acest dunamis dumnezeiesc, el se realizează în timp ce îți pui ființa pe altar. E o jertfă complet diferită decât jertfa din vremea lui Solomon. Dar este o jertfă supremă în care triunitatea ființei umane este pusă pe altar ca să ardă și să devină jertfa completă în fața Dumnezeului celui viu. Plus, Dumnezeu a stabilit dacă atunci o mie de jertfe ori dus la punctul în care i-a spus, spus Dumnezeului Solomon, cerem orice vei vrea și îți voi da. Wow, ce lucru e glorios. Desi ori pun întrebarea, dacă Domnul ar veni astăzi la tine și te întreba, ce vrei să-ți dau? Și el este aici. El este aici. Hallelujah. Hallelujah. Solomon. Solomon a cerut ceva în care știa că dacă Dumnezeu îl va îmbrăca cu acea înțelepciune, dacă îl, scuf îl va scufunda. Observați, îmi place tare mult să vorbesc despre lucrul acesta, că Dumnezeu nu doar atinge, el te întrepătrunde. Și este o întrepătrundere, așa cum am început de a vorbi în această seară despre unicitatea aceasta a omului, da? a familiei, unde cei doi devin una, unde biserica devine una cu Hristos și unde Dumnezeu atunci când este onorat se realizează o întrepătrundere la nivelul triunității ființei umane și Dumnezeu răspunde într-o formă supranaturală. Îi răspunde lui Solomon ca act al jertfirii. Dumnezeu răspunde când noi suntem pe altarul lui. Dumnezeu răspunde și fiți atenți. Felul în care Dumnezeu răspunde. În vremea aceea, Dumnezeu a consimțit să sfințească cererea pe care Solomon și poporul o înaintau înaintea Domnului. Era vorba despre un templu. Era vorba despre un loc care să găzduiască prezența lui Dumnezeu. Aleluia! Ce minunat e lucrul acesta! Și îmi place, îmi place când întregul pământ, nu doar anumite locașuri, când întregul pământ este cuprins de prezența lui Dumnezeu. Dar știți ce mai îmi place? Că Domnul a, a vrut din totdeauna ceva mai mult decât ceea ce oamenii au descoperit în anumite segmente. Și în vremul acestea, acestea este revelat ceea ce Domnul a spus lui Pavel. Voi, parafrazez, ați devenit templele prezenței Lui. Dacă vorbim despre familie, că este un singur trup, dacă vorbim despre noi ca indivizi născuți din nou, că suntem conectați în trupul lui Hristos care e biserica, asta înseamnă, prea iubiții mei, că pentru noi Dumnezeu deja a prestabilit ca să devenim templul prezenței sale, precum odinioară Creatorul a avut în plan. Oamenii, vreme îndelungată, au iubit și iubesc să meargă la templu. În timp ce Dumnezeu a tânjit și tânjește ca noi să devenim templul prezenței Lui. Familia își atinge apogeul proiectantului atunci când devine templul prezenței lui Dumnezeu. Templul prezenței lui Dumnezeu. Când peste viața unui cuplu, sos, soție, care sunt constituiți sub legământ, sub jurământul lor, înaintea lui Dumnezeu și potrivit cu felul în care lucrurile sunt așezate, atunci când familia se aliniază la felul în care Dumnezeu a proiectat-o, diavolul nu mai are succes în lăuntrul ei. Nu mai are succes în lăuntrul ei. Uitați-vă la următorul aspect, scumpii mei. Dumnezeu n-a privit să binecuvinteze doar o familie și atât. Lui Avram a făcut făgăduința despre familiile pământului care vor intra într-o moștenire a binecuvântării. Desigur, bazați pe actul credinței și ascultării potrivit cu felul în care Părintele Avram a, a făcut lucrul acesta. Dar vreau să vă duc la poruncile lui Dumnezeu și mergem puțin în decalog. Și acolo descoperim că Dumnezeu, atunci când binecuvintează, El vrea să facă o extensie a multiplicării binecuvântării, unde? Spre a mia generație. Haleluia! Haleluia! Știți ce mă face aici să înțeleg? Este că dacă eu umblu în ascultare de Dumnezeul meu, descendenții mei vor intra sub această binecuvântare într-un mod negreșit. Aleluia! Și chiar dacă diavolul luptă și observ pe locuri și la nivelul casei mele, poate și alții aveți aceste mărturii care puteți să le depuneți, sunt locuri unde diavolul luptă să distrugă generațional, eu unul rămân în picioare și mă bizui pe făgăduințele Lui Dumnezeu că cel ce a spus este da și amin și acesta e Dumnezeul meu. Și făgăduințele Lui nu vor fi întrerupte. Nu vă ghidați după circumstanțe. Circumstanțele pot fi flexibile. Ele astăzi sunt într-un fel, mâine sunt în alt fel. Cum și trupul acesta, acum se simte plin de entuziasm, mâine poate se simte epuizat, de puteri. Pune-l să culce, hrănește-l și poi mâine posibil să simte iar plin de entuziasm. Dar nu el stabilește felul în care eu mă voi bizui pe Dumnezeul meu. Pentru că felul în care eu mă bizui pe Dumnezeul meu e potrivit a ceea ce el deja a prestabilit. Haleluia! El a el a prestabilit că templul prezenței sale este ființă umană și familia poate să găzduiască această prezență divină, binecuvântat să fie Domnul. De aceea, scumpilor, încingeți altarele. Mie mi îmi place foarte mult, și vă spun acum niște lucruri puțin mai personale, dar îmi place mult să-mi cuprind soția în brațe și să spun, tu ești darul lui Dumnezeu pentru mine. Tu ești binecuvântarea pe care Domnul mi-a dat-o. Copiii noștri sunt un sad al Domnului. Ei sunt terebința ai nepricanirii, Ei vor duce gloria lui Dumnezeu mai departe, ca și acele torțe olimpice pe care le predai ștafete, care le dai mai departe să meargă. Nu lăsați diavolul prin circumstanțe să stabilească destinul copiilor voștri. Acolo unde noi am aprins altarul și ne-am imersat în prezența Duhului Sfânt, avem această parte de ghidare divină. Pentru că Duhul Sfânt nu stă într-o stare prin care e nepăsător față de ce se întâmplă, cum lucrurile funcționează, cum lucrurile sunt direcționate. Duhul Sfânt este într-o stare continuă în care să asigure mângâierea, confortul, sfatul. Este într-o stare continuă în care să-ți dea direcție. Și chiar atunci când te aștepți mai puțin de la Dumnezeu, și mai mult de la partenerul de viață sau de la copiii tăi, el chiar atunci vine și spune, oh, nu el este cel care poate să te umple. Nu el este cel care poate să îți conferă această împlinire. Nu el, ci Duhul Sfânt vină și asigură. Când soția mea mi-a spus, am învățat un lucru, Milo. Și eu zic, ia, spunem? mi curios, învățăm unul de la altul. Învățăm unii de la alții. Zice, am învățat să aștept de la Dumnezeu ceea ce tu nu poți oferi. Și zice, oh, good. Asta nu, nu mă scoate din responsabilități. Însă, mi-am dat seama că suntem la locul care trebuie. De ce? Pentru că o ființă incompletă nu va putea să completeze nevoile pe toate planurile acelelalte ființe, oricât de mult ai dori. De aceea e nevoie de Duhul Sfânt care să aducă completarea. Poate asta cineva chiar învață și percep că Duhul Sfânt transmite acest mesaj cuiva într-un mod special. Permite Duhului Sfânt să aducă confortul. Vă spun mărturia pe scurt a unei persoane fără nume. Într-un moment de consiliere, era înlăcrimat, era și ce. M-am căsătorit destul de în vârstă, așteptând că se vor împlini lucruri mărețe. Dar mi-am dat seama că sunt atât de nepregătit pentru căsătorie, spunea omul acesta. Dar totuși m-am căsătorit. Și ce tânjesc după îmbrățișarea soției mele și nu mi-o Și zice, am ajuns la un punct în care lucrul acesta îl fac așa, frate Milo. Cu lacrimile mele șoaie, curgând, îi spun, Duhule Sfânt, vrei să-mi dai o îmbrățișare? I-a spus acestui om, ok, până va învăța lecția, până înțelege, pentru că intrând în subiect, acea persoană a primit multă respingere. Avea nevoie de videcare interioară ca să poată să ducă mai departe, să îmbrățișeze. Ok? Nu era de judecat, nu era de condamnat. Era de slujit, era de îmbrățișat. Dar știu că Duhul Sfânt completează. Și știi ce mărturisea acest, acest om? Nu într-o formă de judecată. El chiar din dragoste s-a căsătorit și atât de mult o prețuia, atât de mult o iubea. Uh, și era, era, era cumva speriat, nu cumva o răsfăți prea mult și din, par, din punctul ăsta de vedere sunt tratat la respingere. Zic, nu, 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 continuă. Unii au nevoie să învețe lecția iubirii prin iubire. Unii au nevoie să învețe lecția de a oferi prin a îi oferi. Astfel continuă. Și zice, frate Milo, m-am trezit într-o noapte. Zice, m-am trezit în plâns, dar nu era un plâns de durere. Era un plâns de bucurie. Zice, aleluia! Și, așteptam să spun mai departe, zice, atât de puternic am simțit brațul Domnului care m-a învăluit. Atât de puternic, atât de gingaș. Și am zis, Dumnezeu cu adevărat îmbrățișează n ai nevoie de o îmbrățișare de la Domnul și nu o primești de la alții. Vorbește cu tata. Vorbește cu Duhul Sfânt că e acolo și este gata să o ofere. Și o ofere cu o măestrie care, cum să spun, nu cred că poate cineva să împlinească. E fain când primești un hug, e ceva, e ceva scump, e ceva, e, se vede că e o corectare acolo. Dar când Dumnezeu îmbrățișează, este acea cuprindere în care El pur și simplu te sapă în palmele Lui. Aleluia! Este o stare de cuprindere, e o stare de gingășie care nu poate fi explicată în, în, în cuvinte, doar trăită. Femeia aceasta samaritiancă care este pe tapetul întâlnirii noastre în această seară, după ce a experimentat atingerea divină, ființa ei s-a umplut de acea bucurie care întrecea religiozitatea. A cuprins pe Hristos, Domnul Vieții. Observați, aici este punctul nostru, scumpilor. Suntem de zeci de ani pe calea credinței. Posibil să avem zeci de ani de mariaj. Căsnicii în care am investit și fiecare avem istoricul nostru, începuturile noastre, felul în care ne-am clădit, felul în care am lucrat, felul în care ne-am ostenit, felul în care am căutat tot, toate metodele posibile ca să ne ajustăm, să ne eficientizăm viața de cuplu, să sădim în copiii noștri tot ce s-a putut mai bun, pe plan intelectual, pe plan material, o zbatere. Femeia aceasta a descoperit ceva ce numai Hristos Domnul poate aduce. A descoperit adevărul. Și când cunoști adevărul, experimentezi slobozenia. Adevărul poți să-l respingi sau poți să te conectezi cu el. Adevărul aduce slobozenie. Adevărul aduce slobozenie, binecuvântat să fie Domnul. În momentul în care te conectezi cu Hristos, și devii templul prezenței lui, ești imersat în acea prezență. Odihna și pacea lui Dumnezeu cuprinde ființa ta, cuprinde căsnicia ta. Aceasta este o nevoie la fel de acută ca multe altele. Familii care să se odihnească sub pacea lui Dumnezeu. Nu care trăiesc în, conf, în, în stări conflictuale, tacite. Nu care trăiesc în compromise diferite, și nu vă gândiți acum la extreme, ci sunt anumite compromise prin care pur și simplu, așa e el, n-am ce-i face, așa e ea, asta este. Nu. No. Dacă ai descoperit ceva diferit sau o nevoie în viața partenerului, e posibil ca să fie nevoia ta, aia, nu a lui. Numai că o cauți la el să, să, te, să, să se reflecteze spre tine, spre a-ți aduce împlinire și el nu e construit să facă lucrul acesta și atunci începe judecata și prejudecata și ataci o parte din tine. M-ați înțeles ce vreau să spun? De aceea, scumpii mei, ideea este că această femeie nu o descoperim în extazul ei uh, prin care să alerge să alerge în cetate și să, să, să vorbească despre nimic altceva decât despre cineva care i a spus adevărul. I-a scos în evidență tot ce a făcut. Și încă ceva, n-a pus-o sub condamnare, a pus-o sub restaurare. Haleluia! Haleluia! Mesajul lui Dumnezeu este un mesaj al restaurării ființei umane. Ajuns să experimentezi condamnarea când respingi până la capăt. Dar dragostea lui Dumnezeu este atât de puternică pentru noi încât mereu este în stare de recuperare, este în stare de, de îmbrățișare, este în stare de căutare și mulți vorbesc despre noi ca să-l căutăm pe Domnul. Și este real lucrul acesta că și noi avem nevoie să-l căutăm, adică în forma în care să ni se deschidă ochii spiritual să-l putem să-l vedem, dar el e mereu acolo. El e mereu acolo, în jurul tău, în jurul ființei tale, pentru că el este acolo, doar ochii trebuie să-ți se deschidă. Femeia samaritiancă îl avea pe Domnul vieții lângă ea și nu-l cunoștea. Dar în momentul în care i s-au deschis ochii, a început să strige de bucurie și toată cetatea a pus o în mișcare despre cel pe care l-a întâlnit și a dus viața. Despre cel, care despre cel pe care l-a întâlnit și-a dus schimbarea, i-a dus transformarea. În această zi mă rog lui Dumnezeu ca fiecare familie să experimenteze pacea, să experimenteze bucuria, să experimenteze acea odihnă dumnezeiască. Am stat deseori în sfătuire, în dreptul cuplurilor care veneau în, la, la momente de conciliere, tensionați, în stări din alea ce, în care stăteau mai mult unul în spatele, cu spatele la celălalt. Erau într-o formă din asta de respingere vădită. Când odihna și pacea se pierde dintr-un cuplu, dintr-o familie, deja acolo este clar că e ușa deschisă păcatului. Păcatul ia pacea. Păcatul ia pacea. Păcatul ia odihna. Păcatul este ca și cum permiți răului să fie sădit în lăuntrul tău, să-ți producă amărăciune, să-ți aducă dezechilibre și așa mai departe. Nevoia aceasta de a păstra altarul încins este o nevoie continuă, nu doar odată când mergem duminica la biserică și ne aliniem toată familia pe o bancă. Dacă doar la atât am limitat umblarea noastră cu Domnul și restul lăsăm copiii cu ușile închise și knock on the door when you want to come, nu funcționează. Altarul lui Dumnezeu trebuie să existe în casă. Copiii, soțul, soția se conectează împreună. Părinții sunt exemplu celui care strigă spre Domnul, celui care face loc prezenței lui Dumnezeu. Este starea prin care lăsăm moștenire. Duce mai departe. Aceasta e sămânța de vindecare. Dragilor, vremurile se schimbă și constrângerile apar tot mai mult. Nu știu pentru câtă vreme acest tip de mesaje mai poate fi transmis în public și nu vreau să fiu negativist sau pesimist, însă aceasta este vremea în care poporul lui Dumnezeu trebuie să se strângă cât mai adânc, cât mai adânc în starea închinării în Duh și în adevăr, în starea care să-L conecteze cu divinitatea la cel superlativ, nu doar într-o stare prin care ajungem ocazional, ci umblăm cu Dumnezeu într-o stare continuă, imersați în prezența Lui. Astea sunt familiile binecuvântate. Acestea sunt familiile binecuvântate. Vreau să merg mai departe încă spre un, un, gând pe care îl voi aduce spre încheierea mesajului din această zi. Fratele Buia a spus că ar fi bine să lăsăm și loc pentru interacțiune, dacă sunt întrebări, dacă sunt momente de rugăciune pe care să le facem potrivit și cu felul în care Dumnealui va considera de cuvință să încheie întâlnirea din această seară. Însă, prea iubiții mei, aș vrea să mai merg la încă un gând care să ne zidiască împreună. Factorii de schimbare ai societății sau factorul de bază al schimbării societății să nu vă așteptați să fie partidele politice. Factorul de bază de schimbare a societății este biserica. Biserica care e constituită din familii solide, puternice glasul nostru trebuie să continue mai departe, să răsune în baza cuvântului Dumnezeu și să fie sprijin pentru familiile Pământului. Mă rog în această zi, într-un mod special, ca fiecare să-și fixeze obiective divine. Obiective divine. Dacă Duhul lui Dumnezeu în seara aceasta ți-a vorbit într-un mod direct cu privire la ceva ce trebuie să schimbi, Făți un plan împreună cu El și acționează. Eu, am observat că uneori este nevoie de o perioadă mai îndelungată ca să te construiești pentru a experimenta elevarea. Nu contează cât. Că e vorba de zile, că e vorba de săptămâni sau că e vorba de luni, nu știu, fiecare cât de serios pune accentul. Însă, n-aș accepta să trăiesc o viață compromisă, vorbind despre nivelul familiei tolerând și acceptând asta este, mă registrez pe punctul ăsta, aici rămân, de aici mai departe, îmi vedea ce-o fi și mulți spun Dumnezeu cu mila și așa mai departe. Nu, vreau să stabilesc valorile și puterea împărăției lui Dumnezeu în casa mea. Și pe aceasta îmi voi ghida viața, pe aceasta îmi voi ghida ființa, pe asta voi construi și vreau să-L văd pe Dumnezeu mișcându-se în formă de plină. Ochii noștri, Pot să vadă slava Domnului în aceste vremuri. Totul a fost pus la dispoziție. Duhul Sfânt, repet, n-a fost dat doar ca să avem daruri spirituale cu care să slujim Bisericii. Duhul Sfânt n-a fost dat doar pentru a fi rugăciune în alte limbi. Nu. Duhul Sfânt a fost lăsat ca omul să fie imersat în prezența Divină. Ca omul să poată să experimenteze supranaturalul într-o formă diferită decât mintea omului poate pricepe. Este starea prin care alergi, alergi după a ce plăcut înaintea lui Dumnezeu. Este starea noastră de alergare după El. Este starea noastră de contemplare, continuă. De aceea, când eu mă așez în acest loc de odihnă, Dumnezeu își împlinește lucrările. Dacă n-aș cere prea mult, nu știu dacă puteți să veniți, ar vrea să avem un moment în care să mergem în închinare și împreună vreau să provoc la un moment de rugăciune, scumpilor. Aici Duhul Sfânt mă, mă motivează. Haleluia! Să rezolvăm problema dărâmăturilor, a spărturilor, Gândul care stăruie în mine este, pentru mine, clar și puternic, ca soț vorbesc. De câte ori în viață, în căsnicia mea, de atâți ani, am putut să-i fac un bine soției și am zis, altă dată, lasă văd cum răspunde, lasă văd cum se descurcă, lasă să vedem, să vadă cine e, să-și dea seama că nu poate fără mine, etc., etc., etc. Și așa, poate s-a născut o rană, poate s-a născut o durere, poate s-a născut o. Ce s-a întâmplat, în esență, este un păcat. Biblia zice: dacă poți să faci un bine și nu-l faci, noi păcătuim. Să ne cercetăm în momentele acestea, la capitolul acesta, unde Oh, tu faci pe grozavă? Bun. Lasă că te las eu de capul tău până dai cu capul de perete și pe numitul înapoi și zici: Îmi pare rău. Poate că merităm noi, bărbații, treaba asta, sau voi, soțiile, treaba asta. Dar prin meritele Domnului Hristos lucrurile astea se anulează, pentru că noi trebuie să ne îngrijim și să căutăm în toate să facem binele. Cum plec de aici? Mă întreabă Domnul pe mine, Duhul pe mine. Și răspunsul este un singur cuvânt din două litere. Dute și fă! Cărturarul a încercat să-l prindă pe Domnul Iisus Hristos. Până la urmă și-a seama că Hristos avea dreptate cine era aproapele lui, cel căzut între tâlhari. Nu era treaba lui dacă era penticostal, baptist, evreu, țigan, orice era, Omul acesta, nu s-a comportat cum ar trebui să ne comportăm toți soții și toate soțiile, în esență. Să ne oprim în dreptul celui căzut cu un de lemn și cu vin. Dute și fă. Asta este concluzia. Dute și fă. Cu alte cuvinte, trăieșteți viața practică a Sfinților Scripturii. Am învățat, mi s-a spus, ne-a vorbit Duhul Sfânt ce de făcut. Dute și fă am vrea să auzim și o cântare, dacă se poate, dar haideți să încheiem partea aceasta a sărbătorii noastre împreună, dulce să-i șoptim Domnului Iisus Hristos hotărârea noastră și dacă e cazul să ne cerem scuze și iertare, să o facem. După ce se încheie biserica, dacă Duhul Sfânt îmi spune că trebuie să fac lucrul ăsta, să-l fac. Că e vorba de public, că e vorba de private, că e vorba de soț, că e vorba de soție. Haideți să închidem ochii și să-i spunem Domnului, Doamne ajută-ne tot ce ne-ai spus să intră, să ne pătrundă fibra vieții noastre și noi să te imităm pe tine, Salvatorul, într-o trăire sfântă, dreaptă și desăvârșită. Doamne, îți mulțumim frumos pentru seara aceasta. Și te dorim pe tine. Să ne dai harul.